Salutare, dragi tovară, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi, după cum ați văzut probabil sau n-ați văzut pe Instagram, așa că urmăriți-mă pe Instagram, v-am cerut să-mi lăsați, pardon, să-mi răspundeți la o întrebare și anume YouTuber pentru Smash or Pass și român și străin, pentru că am văzut că are venit la modă treaba asta cu Smash or Pass, chit că părerea mea trebuia să moară de când a apărut. Sau mai bine dădea un alt nume, Fuck or Kill, dar trebuie să fie mai așa, mai family friendly, mai prietenos pentru familie. Bun, și am aici ce mi-ați lăsat voi, răspunsuri la story-ul acela, să vedem. La cine vreți să zic Smash or Pass? Și primul răspuns pe care l-am primit a fost Putin. Măcar dacă era YouTuber, dar aducă-se dracu. Următorul comentariu, Adi Minune. Zici de ce Adi Minune râde când joacă fotbal? Că-l gâdie la iarba la cur. X-Slader. Bă, e prea gras. Dacă era un pic mai slăbus merge, dar e prea gras. Îmi place că majoritatea mi-ați dat numai bărbați. Și înțeleg că suntem în 2022 și sunt alte vremuri, dar eu am rămas de modă veche, am rămas heterosexual. Alex Merișor, o youtuberiță got. O știu, mi se pare că e roșcată, dar e cam slăbuță, mie îmi plac tipele mai solide totuși. Fratele Codrea. E visul meu din copilărie cu fratele Codrea. Ce dracu, un vis deveni realitate. Smash, vă dați seama. How to basic. Nu știu dacă știți pe How to basic, dar tare mi-e că ăla mă omoară numai din preludiu. Pokimane. Sper că i-am pronunțat bine numele sau Pokimane. Mă rog, e o streameriță de Twitch, nu știu dacă postează și pe YouTube, dar sincer, la cât simți pe are, nu mulțumesc, o să zic PES. The Great One, Big Coco Jumbo Vibes. Dacă nu știți pe The Great One, vi-l recomand eu. Cel mai tare YouTuber pe wrestling, este și este european de-al nostru. Mă rog, nord-est european, e lituanian, dar cum să spun, el ce glume face pe moment în episoadele sale, acele glume ajung meme-uri. De exemplu, el a fost cu ideea cu Brock Lesnar Ultimate Farmer și nu mai dau multe exemple că probabil mulți nu urmăriți wrestling. Dar oricum, vă recomand The Great One, este și de seamă cu mine și o să-i zic Smash, plus că are și BMW. Codrin și Eco. Deja o dăm aici pe buleală în 3. Bineînțeles, n-aș refuza. Irafael. Bă, are totuși 2 milioane de abonați și și-a lăsat și părul lung. Așa că Smash. Eco. La început, când a apărut Eco în videoclipurile lui Codrin, sincer mă speriam un pic de el, că avea privirea aia așa încruntată. Se uita foarte încruntat așa la început. De ziceam, bă, ce dreacu-i cu pușcăria și ăsta, mie mi-ar fi frică de el. Chiar părea foarte violent, așa, foarte nervos Eco. Dar după atâția ani mi se pare că Eco a rămas la fel de panorama. Adică cum era în vremurile bune și Codrin prin 2015, așa Eco a rămas panorama. Codrin s-a mai potolit, probabil că l-a mai mlânzit femeia, cine știe. Dar oricum, smash și la Eco acum. Nicu Mihai. Bă, e rocker de-al meu, cântă la chitară, desenează frumos. Stai cam slăbuț, mie îmi plac persoanele mai pufoase așa. Da, e rocker de-al meu, o să-i zic smash, salut Nicule. Și culmea, de două ori am dat de Nicu Mihai, bine, doar l-am văzut din vedere. De fapt nu l-am văzut eu, l-am văzut altcineva pe care eram. Odată într-un club în București unde cântau o formație turcească și am mai fost și pe la Slimno, dar nu l-am văzut în mulțime, am văzut pe Instagram în ziua următoare. Ovidiu666, dă-l dracu că e urât. Chrome. Mai e nevoie să întrebați, mai ales că s-a apucat și de sală nebunul acum. Peter! Dacă nu știți pe Peter sau sper că i-a pronunțat numele bine. E slovac, bă, și are un content așa de amuzant. E panoramă precum Codrin, dar tipul face o treabă mult mai bună. Adică el se duce în țări din Europa de Est la cele mai groaznice hoteluri, de le găsește pe Booking și pe ce site-uri mai sunt. Mișto rău, ce dracu să zic. Vă recomand Peter ăsta, e genial. Kelly. Moare carici numai când îl văd, PES. Și ultimul pe care îl văd aici, Colo.
Măcar eu sunt legal. La pușcărie! Voi o să vă puteți în cur la pușcărie foarte curând, mă băieți. Ascultați ce vă spun eu aici. Bun, și cam asta a fost prima ediție de Smash or Pass cu YouTuberi. Abia am postat story-ul la seară și se mai strâng niște răspunsuri până diseară când expiră story-ul. Vreau să-mi lăsați și în comentarii aici alți YouTuberi sau persoane de care să fie auzit să fac challenge-ul ăsta sau cum dracu să o numi Smash or Pass. Până data viitoare, nu uitați să vă protejați. Dacă n-aveți balonașe, luați voi o mănușă chirurgicală și tăiați degetele și folosiți cât un deget pe post de maț din ăla. Gata cu glumele astea tâmpite, dar serios, protejați-vă că ați văzut câți răpănoși și răpciugoși și răpciugoase umblă pe străzi. În fine, cam atât, ne vom auzi data viitoare. Ciao les tuturor!